Salutare tuturor, sunt Alexandra și vă prezint recomandările culturale pentru astăzi. La Teatrul Bulandra, în sala Toma Caragiu, puteți urmări de la ora 19 piesa Oscar și Tanti Roz. Aceasta este povestea unui copil nedreptățit de soartă, interpretat de Marius Manole, care stă de vorbă cu Dumnezeu. Neîntrecut în născocit povești și jocuri, Tanti Roz, ale cărei multiple fațete sunt șlefuite admirabil de Oana Pelea, este cea care îl învață pe copil cum să trăiască în fiecare zi și cum să-i scrie scrisori lui Dumnezeu ca să nu se mai simtă singur. Iar de la ora 20 la Teatrul Național București, în sala Atelier, se pune în scenă piesa 20 de ani în Siberia, un spectacol despre destinul unei țărânci bucovinence, autoarea uneia dintre cele mai importante mărturii despre calvarul trăit în gulagul sovietic. Un spectacol care trezește conștiințele morțite și demască teroarea comunismului. O invitație pentru a descoperi adevărata dimensiune a acestui flagel al secolului 20, asupra căruia mulți își proiectează astăzi o viziune nostalgică. În ultimul rând, la Godot Cafe Teatru, de la ora 21 și 45 de minute, puteți urmări piesa Bullets Over Lipscani. Spectacolul transformă novela lui Woody Allen într-o comedie alertă, plină de ritm, încheia clasicelor film noir americane ale anilor 40. Cele două personaje principale, detectivul și tânăra femeie misterioasă care îl angajează pentru a-l găsi pe Dumnezeu, mitraliază replici cu aceeași ușurință cu care gloanțele scapă din revolverul ascuns, fie în buzunarul trenciului de detectiv, fie printre blănurile studentei care schimbă mereu identitatea. Tată! Uscră! Metodologie! Acestea au fost recomandările culturale. Nu ratați programele TV Guide pentru alte informații dedicate timpului liber. Sunt Alexandra și vă doresc distracție plăcută!